Delegația chineză care a vizitat orașul de la Dunăre la finalul anului trecut a revenit la Galați pentru a semna memorandumul de cooperare dintre municipalitățile Galațiului și Wuhan. Chinezii au declarat că sunt încântați de colaborarea cu Galațiul, un oraș cu un puternic potențial industrial care în secolul al XVI-lea era renumit în întreaga Europa. Cooperare internațională din cadrul Comisiei de Promovare a Comerțului Internațional din Wuhan. Parteneriatul dintre cele două orașe a început în urmă cu 26 de ani. O vizită pe care eu personal o aștept de 30 de ani. La vârful conducerii acestei țări, relația cu China, pentru mine și cred că pentru majoritatea românilor, China a fost o certitudine și o speranță. În cadrul aceleiași ceremonii a fost semnat și un protocol de colaborare între camerele de comerț din Galați și Wuhan. Oficialitățile române au promis că vor susține acest parteneriat și mai mult decât atât, este un imens privilegiu să primim delegația chineză în orașul de la Dunăre.